Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Dawn of Man! Data trecută ne-a cam dat-o rău de tot, joculețul. Am decis că nu merităm să trăim. Așa că ne-a dat niște hiene, niște pume, niște dă din de toate. A zis, ce pana mea. Două secunde, că nu mai știu. Așa, dude. Cu săgeată pătrat, știam eu că e ceva. O să hai să dăm un pic mai repejor. 4X poate? Nu fi bine. Am văzut un woolly mammoth! Oh my god, oh my god, oh my god. Tu așa, aici cred că mâncarea ar fi bine, un chart pe partea asta, îl avem pe ăla și punem și goarna să fie. Ok, și hai să punem de asemenea, ne mai interesează o din asta. Trebuie să ținem minte, dude, că flint este cremene, ne-a zis cineva în comentarii, apreciem foarte mult treaba asta. Trebuie să ținem minte treaba asta cu cremene, că mă știți că eu sunt disperat cu încercarea de a le avea cumva un pic în română. Chit că nu ne iese tot timpul, dar mă rog, noi să fim sănătoși. Hai să încercăm și peștele, nu știu dacă o să ne iasă treaba cu peștele. M-am lăsăm la pește un singur om. Nu ne chinuim foarte mult. Astea avem din copaci, putem să luăm destul de multe prosioare. Teoretic avem un bizon acolo. Da, știam eu că mai avem și pe aici. Na, uite, punem așa. Piatră, sincer să fiu cu voi, nu cred că avem nevoie de piatră pentru ceva momentan. Am trebuit să vedea. Bun, hai să vedem. Deci avem, mai dude, avem 4 roskins. Ce putem noi? Putem să mai băgăm un concord la capitolul storage. Nu cred că avem un rock pile. Așa că poate ar fi interesant să băgăm un rock pile în direcția asta generală, sigur, de ce nu? Așa. Un storage tent ar fi foarte fain. Îl punem fix aici lângă rock pile. Și încercăm să ne facem o linie aici mare. Bun, production, avem focul, crafterul avem deja, skin dryer ar fi fain. Hai să vedem cât ne lasă joculețul cu shift apăsat, două skin dryere să fie acolo la băiatul. Iar la capitolul spiritual, am o pune să le bag, nu prea. Bagă unul să fie. Ok, și acum dăm 4X, 8X. Așteptăm un pic să vedem ce se întâmplă. Asta am dus lipsă foarte, foarte mare data trecută. De asemenea, am văzut că la un moment dat avem workload-ul foarte mare, adică câtă muncă trebuie să facă oamenii ca să își termine toate treburile. Am văzut că nu prea e bine. Le-am băgat cam mult pe gât, din păcate. Mi-am pus aici și foicica mea cu keybinding-uri. Încep să-mi aduc aminte. Building, rotate. Mai știi cineva? Ia să vedem. Primal Vision cu tab. Resource panel F3? Care e asta? Asta e cu tot ce avem. Ok. Ăsta de F4, de limite. Ăsta mă interesează cel mai mult. Și restul mai vedem. F7 după aia cu tehnologia, dar pentru tehnologie avem butonașul ăsta de aici. Deci nu ne interesează foarte tare. Ok, bun, deja avem aici astea. Nice, 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 very nice, I like, I like. Bun, hai să ne uităm un picuț pe aici să vedem dacă avem posibilitatea să atacăm ceva. Bizon, cam nasul, my friend. Ce ești tu aici? Tu ești o mică hienă? Tu ești într-adevăr o mică hienă care ar fi bun căsăpit acolo. Ești prin lături ceva cu roșu care chiar să vină să ne atace. Avem un lup. Ok. O pumă în partea cealaltă. Hai să dăm cancel la lup. Așa, și să vedem ce se aude de hienele, de hiena aia de acolo și pe aia mai vedem. Yes. Vrem să facem rost de un picuț de cărniță, de un picuț de piele, dar vrem să facem rost în mod activ, că văd eu că dacă îi lasă să se ducă singur la vânătoare, se cam pierd
puși la malele, așa că nu prea mă încântă foarte tare. Hai mai dudes, ce avem nevoie aici? Avem nevoie de piele uscată. Păi și avem o piele uscată, în mod surprinzător. Aici de încă o piele uscată, super. Și nu mai avem nicio piele... Opa, am făcut rost de 3. Nice. Nice. Deja am vânat-o? Nici nu am realizat. Bun, păi în cazul ăsta, hai să vedem ce se aude de... Lupul ăla. E, s-a dus super departe gușterul. Hai să încercăm atunci cu Megalocerusul ăsta. Dăm pe Optix. Ăștia ce sunt aici? Nu știu ăștia ceva. Văzusem un... Aude-l, e un pic departe. Hai să vedem aici băieții la vânătoarea de cerbi. Mamă, la ce repede s-a dus pielea aia. A, bun, da, au folosit-o pentru asta. Nice, asta îmi place să vă mai duți. Foarte bine, bravo. Trebuie să fim un pic aici atenți cu ăștia. Mă interesează toate. Hai să încercăm cu asta, să începem cu asta de uscat de mâncare, că este necesar la production, dacă nu mă înșel. Este necesar să fim un picuț atenți. Nu aș putea să te pun pe tine. Te punem, fii atent, te punem pe lung. E un pic dubios. De acord. Tu nu cred că ai nevoie decât de bețe, na? Perfect, love it. Zim că se duce cineva după Megalo. Două secunde să văd. Nu s-a dus încă nimeni. Opa, ăștia sunt băieții, fii atent. Doar doi oameni, mă, pe dita mai cerbu, what the fuck? 3. Opa, stai așa, iau mai încet. Nu, de ce l-ai atacat până n-a venit și restul din apă? What the fuck? Vede că ne scapă. Ba nu. Oh, nice! Încă o scuipătură, come on, dudes. Uite, bă, nu vine să cred că ne-a scăpat, bă. Opa, nu. Nu ne-a scăpat. Come on. Lasă-mă cu knowledge-ul tău. Hai. Crapă-i. Ăla-i tati, bravo. Bravo. Așa te vreau. Ok, stăm aici pe ăsta. Nice, am făcut primul food dryer, asta îmi place să văd. Foarte fain așa, avem o grămadă de bețe momentan, which is nice. Hai să mai uităm un pic la limita de... deci mâncarea 100 sunt de acord, hai să punem 20 și la tine. Astea nu ne prea interesează mare parte pe acolo. Bețe 20, flint 20, restul e destul de ok. Limitele noastre sunt destul de ok. Bun. Knowledge unlocked. Hunting and gathering. Nu se vede nimic, presupun că este cerbul respectiv. Bine. De cred că ok. Dăm pe repede înainte. Asta îmi place să văd acolo că se pune cărnița la uscat, which is nice. Bun, hai să ne mai uităm un picuț, să vedem ce mai avem, cum mai avem. Mă interesează în mod deosebit chestiile pe roșu. Ca, spre exemplu, acest lup. Care văd că ne cam dă târcoale, dude. Which is not nice. Așa, și trebuie neapărat să vedem în momentul în care o mai scădem treaba asta. Bun, am făcut și al doilea uscător de mâncare. Acolo ai nevoie de o piele, avem... Nice. Câți oameni am trimis? Opa, mâncărica aici. Stai așa, să nu fim proști. Collect, bla bla bla. Cât de... Acolo avem și acolo. N-aș vrea să mă duc prea departe. Vreau aici, dude. Vreau zona asta. Și zona asta. Atât, asta mă interesează. Oameni destul de aproape de casă. Bun, am rezolvat-o și cu lupul ăla mic. 217, nu știu de ce avem atât de mult de lucru. Dar aș vrea foarte tare să... Au luat și pește, oamenii. Ok, nice.
Vreau foarte tare să... Bun, l-am terminat și pe ăsta de aici. În momentul de față nu mai avem nimic de construit, dar... Dorința mea este să băgăm... Cât de departe să mă duc? Asta ar fi prima... Fiți atenți cum facem. Punem o mică pauză aici. Punem pe ăsta acolo și pe aia zăm ție cancel. Începem de la doaca, a super infecție. Bravo, mă. GG. Profișor 10, knowledge o grămadă, fainoșag. Hai să zicem pe căței, că știm că ne plac căței. Să le dăm timp să vedem dacă reușim să domesticim ceva căței. V-am zis eu și data trecută că teoretic ei ar cam trebui să vină singuri să ne caute, dar na. Avem un adult male aici, ceea ce îmi place. Nu m-aș prea băga la turmele astea de bizoni, deși ar fi fain o șag un pic. M-aș băga la cât un cerb din ăsta. Aici ce se întâmplă? Tu ce cauți, mă? Collecting nuts. Bine, mă. Carry on, carry on. Ok. Oh, fine! Deja am avut și materialele necesare și ne-am apucat deja de al treilea cort. Ceea ce înseamnă că o să avem spațiu pentru 9 inch. I like. Asta e fine. Înseamnă că ne dă un pic de... spațiu de locatari, ca să zicem așa. Voice time. Voi duceți după... Going after reindeer. Yes. O să vin și eu cu voi, vă rog? Da, super. Și tu îmi pui mine nu prea mai viață. Unde pana mea te duci după freaking reindeer? Stai că m-am pierdut. Tu ești, mă? Da, what the hell? Nu pot să înțeleg. Pardon, scuzați. Ce-o fi fost în capul tău, mă? Bine, atunci hai să încercăm aici să vedem dacă reușim ceva. Tu ce ești? Tu ești un young male, nu ne interesează. Un flon adult female, megaloceros. Ne cam depășesc, ăștia ne cam depășesc. Sunt animale care cam fug de noi. Preferabil ar fi ceva care să ne... cumva să ne vină înapoi muflon. Ăștia sunt gen strămoșii oilor. Da, mă, nu știu, hai să încercăm pe ăsta, Maricel. Vedem ce iese din el. De asemenea, mai avem aici o femelă, young male. E un mascul tânăr care nu prea are viață, asta dintr-o lovitură, teoretic ar trebui să-l căsăpim. Ne zice cumva 225 health, nu știu ce înseamnă asta. Sunt foarte curios să văd câți oameni o să vină pe tăurașul ăla. Nu, o să zice... Ok, nu, e bine, e bine. Se duc prima dată pe tăuraș, corect? Sau nu? Venise după bețe, mă? Nu vine nimeni la tăuraș? Uite-i! Oh my god! Am pus pauză? Da, stai. What the fuck? Câtă viață mare. Mamă, bobiță. Ok, doar de la aruncat, nu la... Nice. Asta îmi place să văd, câtă cărniță. 6 cărniță, 4 piei. Oh my god, yes. Cine mai dat un pic de knowledge acolo? Aici o să trebuiască, nu au apă. Da, n-am ce să vă fac. Nice. Fain așag. Acum am unul din ăsta mare, dar... Nu știu, sincer să fiu cu voi. Femela adultă. Aș cam vrea să-i las, da, să fie o turmă. Ne mai aducem și mai luăm din gând în gând câte unul. Pe parcurs, opa, avem tehnologia, very nice. Dog training, ăsta știm că l-am vrut de la început. Bun, acum e să găsim niște o ceată din asta, cum se cheamă, mă? O haită de lupi. Cine vede primul? Oh my god, ia uite aici.
A, super, hiene. GG. Pot să zic, hai să nu le întărătăm. Hai să nu le întărătăm. Wild horse, uite, hai să le facem rost de un niște cărnițe de aici. În partea asta nimic mai dud, mai avem o mică vale și aici. O mică vale cam colțuroasă, aș putea spune. Păi ești nebun ca niciodată nu găsim, nu se poate, refuz să cred. Hopa, a, nu, ăștia sunt... Tăuraș. Old male, wild donkey, yes. Ia-l pe ăla dacă ajungi la el, te rog. Hai să dăm un enter să ne întoarcem înapoi la bază. Așa, mulțumesc, apreciez foarte tare. Bun, hai să vedem aici acum dacă tot stăm și frecăm momentan un picuț de încă o căsuță. Cum stăm cu spațiu? Stăm foarte bine cu spațiu, avem 4 piei. Bun, 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 bun. Cum am zis, F4, parcă, cu limitele. 20 de piei uscate. Da, mai avem mult și bine până la 20 de piei uscate, deci... Nu trebuie să ne panicăm, punem câte 4 odată. Trader has arrived! Avem 7 haine pentru iarnă. Momentan nu avem tehnologia ca să facem haine, nu? Ba da. Ah, foarte tare, dude. N-am realizat. Ok, și practic trebuie să luăm tehnologia ca să facem haine de vară. Interesant. Hai să le punem și pe astea aici ca să avem cuțit, suliță și harpon, că momentan nu avem tehnologiile necesare. Bun, tu ce vrei să îmi dai? Vrei să-mi dai multe chestii, dar cel mai mult... Oh my god, și costă și o grămadă, 150. Bine, mă, bobiță, mă. N-am ce să-ți dau, du, de atâția bani. Pare rău, dar n-am. E ok, că la început suntem mai... se mișcă mai repede cu tehnologia. Toată treaba, nu trebuie să ne panicăm foarte tare. Hopa, primul nostru cățel! Super, a scăpat calul sălbatic. Dude, what the fuck? Da, s-au cam dus toate. Bine, hai să încercăm pe ăsta mare atunci. Să vedem ce reușim. Sincer, nu cred că o să reușim mare lucru, dar până om 3 și om vedea. Uite că e în bază, în puii mei. Vine aici la noi. Hai, am nevoie de 4 inși pe el. Și să nu-l atace primul. A atacat unul. Singur. Opa, stai că au obosit, dar cred că au obosit și vânătorii noștri. Hai, 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 hai. Nu te duce singur, guștere. De ce se duce freaking singur? Cât mai are, mă? Oh, nu-mi vine să cred. Dude, nu-mi vine să cred. What the hell? Un om a reușit să doboare dita mai cerbu. Ok, ok. A, super, a scăpat și măgarul. Da, așa, cum îl cheamă pe nenea asta? E o tanti! Dude! Deci Xena, prințesa războinică, yes! Love it! Turen! Putem o să-l schimbăm numele? Nu putem să-l schimbăm numele, nu? Doar pot să dau click pe ea. Turen, my friend, yes! Doi oameni plus? Yo! Fic, dă-i un enter că nu mai știu unei baza. Așa te vreau. Spațiu pentru 12 inși. Mai avem flint. Ok, ok, ok. Cât flint avem aici? 20. E bine, e bine. Mă interesează asta, mă interesează asta, mă interesează de asemenea aici. Și hai să mai căutăm un pic de flint să vedem decât în jurul bazei, my friend. Că nu vreau să mă duc prea departe. Avem mina aia, dar mina aia nu ne interesează. Opa, e cam departe. Următorul flint e abia acolo. Iarăși avem o mină. Aha, aha, aha. Bun, hai că avem un pic de flint aici. Bun, sunt fericit cu flintoana. Îmi place, îmi place. Mijlocul iernii, o ducem bine. Mă bucur să văd treaba asta. Ok, fiți atenți. Hai să facem o combinație. Să vedem dacă putem să schimbăm chestia asta de aici. Să o mutăm un pic mai încolo. Hai că e bine așa. Bun. Tu aici n-ai nevoie de absolut nimic decât să vină cineva și să facă grămăjoara. Ceea ce înseamnă că pot să dau recycle la tine. Sunt foarte curios.
Dacă pot să pun în locul tău aici o căsuță, deși nu cred, pentru că e grămada asta de pietre, firar. Bine, mă. Love it. Vedem de încă o căsuță, my friend. Da, nu putem pentru că e grămăjoara asta de pietre. Tu ce ai aici? Ai niște flint. Hai să facem așa, că am impresia că poate să ducă... What the fuck? Mă, ăsta e super periculos. E cu roșu. Nu știu dacă putem să-l... Hai să încercăm. Hai să încercăm să vedem dacă reușim ceva și mai... Că mai avem și cățelul. O să fie o... O vânătoare imensă, sincer să fiu cu voi. Dacă s-ar odihni oamenii bine dinainte și ar veni vreo 5-5, cred că am putea să-l facem. Unde s-a dus? Aha, l-am văzut. Da, nu știu. Sincer, nu cred că avem lume necesară. hai să mai punem aici de o căsuță. Mulțumesc. Cum pot eu să fac? Data trecută parcă puseserăm din astea. Ia stai 2 secunde să vedem la spirituality. Pusese pe aici printre case dând. Sincer să fiu cu voi, n-am idee cum ar trebui să procedăm. A, știi cum ar trebui să procedăm? Nu, fiți atenți, hai că vă arăt, tot eu vă arăt. Facem așa, my friend. Punem... Deci, asta e o casă, yes, aliniată cu ăla de acolo. Aici tu te superi pe mine că ești prea aproape. Bun, dăm cancel la asta și aici în mijloc facem un din ăsta, un totem. Ideea este în felul următor. Ideea este că la un moment dat pe aici, pe centru, aș vrea foarte tare să punem niște toteme care sunt un picuț mai mari. Hai să vedem. Se duce lumea. Ne pregătim? Nu te cred că ne duci 2 oameni și un câine. Refuz să cred pe un design mai... Bă, sunt nebuni oamenii, mă. 2 oameni și un câine, mă? Serios? Cine și-a luat rău de tot prima dată aici? Stai. Aia, s-au zis la bătrân. Vezi că când ești bătrân nu înseamnă că ești și deștept, mă. Nu pot să fac click pe al doilea. Hai că dă și cățelul. Cățelul și-o ia rău, fii atent. Ăla-i, mă, ăla-i, mă. A murit câinele, nu? Da, s-a dus câinele. Hai să-l punem acolo la butchering. Cum s-ar fi gândit ei, mă? 2 oameni. Cred că a mai murit unul. Nu, încă nu, încă nu. Mod surprinzător, nu. What the fuck, atacați mamutul. Ah. Ok, never mind. Cine a dat 2 knowledge. Nice. Achievement unlocked, massive hunter. Very nice, yes. Bun. Hai să ne ducem pe Bone Tools. Avem nevoie și asta înseamnă că ne putem întoarce la bază. Să dăm un 4x la viteză de acolo și să vedem aici. Deci harpon și cu suliță și asta înseamnă că putem să le scoatem pe alea. Cuțitaj încă le lăsăm la flint. Momentan. Bun, am pus să da, să taie și cățelul. Ok, asta este, dude. Na, it's life. Ok? Nu mă certați. Don't blame me. Such is life. Bun, ok, l-am pus și pe ăsta de aici. Îmi place, îmi place. Grămadă de... Da, scuză. Scuză, scuză, scuză. Nu știu, dude. Arunc-o pe acolo, pe undeva, că și așa. Ce s-a întâmplat? A, furtună.
Sunt curios unde ar trebui să pun... Deci ăsta este un loc de socializare, sunt de acord, dar este în același timp și un loc de făcut mâncare. Dacă ar trebui să-l pun aici, pe partea asta, sau dacă vrem să facem frumușel aici? Nu știu, sincer să fiu cu voi, parcă m-ar mânca un pic să fac în zona asta un fel de centru al orașului. Un picuț așa drăgălaș, nu. A venit un trader, suntem la sfârșitul primăverii, începutul verii, hai să vedem ce vrea traderul. Dacă dai pe tab și faci click pe trader, când ieși așa nu-ți continuă jocul. Deci poți să stai pe pauză în permanență. Îmi dă spiritualitate, care de la 100 cât e ăsta, îmi cere o dobândă de 30. Ce vrei de la mine? Am să-ți dau niște oase și atât. Tot nu pot să-ți dau, dude. N-am suficiente resurse momentan. Mă chinui. Sorry. Tare joacă. Asta e unul din modurile în care poți să faci jos de o grămadă de mâncărică. Oh, ia uite. Ia uite. Cave Lion. Suntem acolo, dar o strească să se ducă mai mulți. Aha. Când îi vedem că se strâng, cred că ar fi bine să îi selectăm pe mai mulți. Opa, a venit în bază, ești nebun? Ok, never mind. Toată lumea, des. Că sunt supărați, frățică. Bravo, stai. Da, nu, lasă-i atâta momentan, l-am luat pe unul. Fuck me, dude. Nice. Ne-a murit unul, dar e ok. Oh, what the fuck? Ăsta era câinele nostru? Noi ne-am omorât propriul câine? Dog has been slaughtered. Burials, super. Da, ne-ar cam trebui... Uităm un pic aici. Un pic mai atenți. Vreau și pe tine mort și pe tine mort. Ăștia putem să-i... sunt mici și pot fi... rezolvați cu ei mai rapid. Oarecum. Ok, bun. N-am încă tehnologia mai dead. Am nevoie de 5 puncte ca să facem un cimitir. Să vedem pe unde Dumnezeu le băgăm și pe ăla. Tot pe linia asta cumva presupun că ar fi ok. Uite, abia acum o cireadă de cer pe aici. Bine, mă. Domnul la punctul ăsta să crească, dar nu crește, mama lui. Opa, ce ești tu? Tu ești de-al nostru? Yes. Cave Lion. Asta e hiena. Asta e din Cave Lion-ul de... Nu, ăsta e altul. Sau e acela, nu știu. Ah, nu, frică. Ne mai trebuie oameni în bază, nu înțeleg de ce nu ne vin oameni. Avem casele, avem mâncarea. I don't get it. Avem mâncarea, nu? Da, 32 de carne, 19. Ai de mine, am la mâncare, mă.
Aute, aute, că stai aici la uscat. Ba chiar aș zice că ar mai trebui să mai fac o rundă de... Ia fiți atenți cum procedăm aici. Zice nu. Hai să facem o mică pauză și ne auzim data viitoare că trebuie să remodelăm un pic pe aici. Deci dorința este să... Ăsta nu prea e bine pus, nici ăsta nu e prea bine pus. Trebuie să mutăm niște chestii. Și să vedem cu... Cave Lions-ul ăștia. Deci e unul acolo pe care l-am pus să fie atacat și mai unul aici. Și hienile s-au deplasat în partea aia. Trebuie să fim foarte atenți să vedem ce se întâmplă cu... Cu guștirii ăștia, cu deplasările lor, migrările, cum s-ar zice. Dragii mei, am vrut să-l dați și să spuneați că vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mie like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. În seara București, în seara România, pe data viitoare.